Bun găsit tuturor la filmarea dedicată momentului de lună nouă în Pești din anul 2023 și vreau să vă reamintesc că pe 20 februarie apare pe bilete.ro sau pe contactarond@alexandracoman.ro horoscopul ultra detaliat al lunii martie. Pe ecran puteți vedea ce primiți cu ocazia acestui eveniment, ce primiți în cadrul filmării, prețul acesteia. Și e foarte interesant că întotdeauna un horoscop ultra detaliat al lunii este lansat pe 20 ale lunii anterioare ca să aveți timpul necesar să faceți schimbările propice evoluției voastre, iar de această dată, horoscopul ultra detaliat al lunii martie, lansarea sa coincide cu momentul de lună nouă și mai ales în semnul peștilor. Luna nouă de pe 20 februarie, luna nouă din Pești este cel mai important moment legat de intuiție, clarviziune și activarea simțurilor înalte. Clar audiția, clar scrierea, informații venite prin vis, orice formă de divinație îți va da răspunsurile corecte către întrebările tale sau spre rezolvarea întrebărilor tale. Ce face această lună nouă în semnul peștilor pentru fiecare dintre noi? În primul rând, și simultan lucrez pe două ecrane, deci mă veți vedea că jonglez dintr-o parte într-alta și acum mai îmi deschid încă ceva pe un ecran ca să fim siguri că abordez tot subiectul cum trebuie. Deci, această lună nouă în semnul peștilor este un complex de contradicții. În sensul că luna nouă în pești este extrem de sensibilă și ne accesează un al șaselea simț dus până la extrem, până la secțiunea paranormal și vom vedea empații, persoanele hipersensitive, cum în apropierea datei de 20 februarie încep să se plângă de somnolență, lipsă de atenție, li se pare uneori că visează cu ochii deschiși, merg pe stradă și parcă nu se uită ei pe stradă, parcă e cineva care se uită prin ochii lor în stradă, vorbesc și parcă nu-și recunosc vocea sau au o discuție cu o persoană sau cu un grup de persoane și apoi se pierd, pur și simplu nu mai pot urmări șirul discuției pentru că gândurile lor merg în altă direcție. Își amintesc foarte ușor evenimente din trecut sau uneori când sunt în fața unor anumite situații care implică o alegere, foarte multe persoane empate și cu anumite calități subtile, în apropierea datei de 20 februarie 2023, deci când se află în fața unor alegeri sau unor situații, vor putea anticipa desfășurarea lor, iar apoi, ulterior, de-a lungul timpului, li se va confirma că intuiția lor a fost corectă, că ceea ce au simțit în acel moment a fost corect. Ei bine, dacă dacă bifezi măcar la două sau trei din caracteristicile empaților, înseamnă că faci parte și tu din această categorie și trebuie să te bucuri pentru că o persoană empată este o persoană care are simțurile subtile, ultra ridicate, aceste simțuri subtile sunt racordate la o rețea informațională nevăzută, se numește banca akașică, unde se spune că există înglobată toată înțelepciunea experienței umanității trecut, prezent și viitor. Și hai să mai enumăr o dată caracteristicile empaților pentru a vedea dacă ești sau nu în această categorie. Cu toate că dați-mi voie să vă spun, acest canal este dedicat
numai și numai și numai persoanelor extrem de evoluate și care au un hipersimț și o hiperintuiție. N-ai cum, te plictisești. Dacă vii pe acest canal și nu faci parte din această gașcă, n-ai cum să petreci mult timp pe aici. Arunci o răutate și ai plecat supărat că nu poți accesa nivelul informațional. Deci, 90% dintre cei care urmăriți această filmare sunt convinsă că veți rezona la toate lucrurile pe care le voi enumera imediat. Și dacă rezonezi cu ele, vă rog să-mi spuneți da, 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 da în secțiunea comentarii, pentru că vă asigur de fiecare dată citesc ceea ce se scrie. Chiar dacă nu răspund la toate mesajele, întotdeauna citesc. Așa încât, hai să enumerăm o parte din caracteristicile sau din liniile generale ale manifestării unui empath. Empath sau o persoană, care are abilități, nu aș vrea să folosesc cuvântul paranormal, pentru că paranormalul sună foarte ciudat. Să spunem că are niște abilități și niște calități hipersenzitive, hai să le numim hipersenzitive, care îți dau acces la emoțiile, sentimentele și trăirile celor din jur și îți mai dau acces și la informații legate de ce urmează să se întâmple. Ceea ce este foarte interesant, înainte de a enumera, vreau să vă spun un singur lucru, că s-au făcut cercetări științifice legate de persoanele empate și oamenii de știință au descoperit că persoanele care au acest tip de abilități au neuronii sau rețelele neuronale sunt mult mai active, numărul neuronilor este mult mai mare și interconexiunile rețelelor neuronale sunt duble față de cele ale unei persoane, să spunem, normale. Da, nu există limită între normal și anormal. Hai să vedem care sunt, să mai enumăr încă o dată aceste trăiri, calități, abilități și dacă bifezi trei dintre ele, înseamnă că faci parte din grupul empaților. În primul rând, vorbim de empatie. Persoanele empate sunt cele care au predispoziția să rezoneze sau să manifeste empatie, nu simpatie, nu milă, empatie cu cei din jurul lor. Simți starea celor din jur și uneori te descoperi atunci când intri într-o cameră, cum privești chipul celor din jurul tău pentru a vedea reacțiile și emoțiile lor legate de ei, legate de mediul în care se află. Le citești chipul, le citești fața. Apoi, empații au foarte multă intuiție. De multe ori își ascultă instinctul. Pe măsură ce îmbătrânesc și pe măsură ce se maturizează, empații încep să asculte mai mult ce le spune vocea interioară, pentru că de-a lungul timpului au descoperit și au înțeles că niciodată nu înșală. Apoi le pasă. Sunt persoane care iau foarte în serios lucrurile pe care le fac și le pasă mai mult de cei din jurul lor. Și aici avem o problemuță, pentru că un empat are tendința de foarte multe ori să se pună pe locul secund și să-i ajute în primul rând pe cei din jurul lor. Apoi, au foarte multă sensibilitate. Și există patru întrebări specifice legate de empați. Deci, hai să vedem cum răspunzi. Dacă răspunzi da la aceste întrebări, atunci clar faci parte din grupul empaților. În primul rând,
Ți s-a întâmplat vreodată să preiei asupra ta stresul manifestat de cei din jurul tău? Sau dacă ai o anumită stare și intri într-o cameră unde o persoană are cu totul o stare diametral opusă de a ta, încetul cu încetul, pe parcursul la un minut, două maxim, te racordezi la starea celelalte persoane? Deci ți ai observat vreodată că preiei stresul celor din jurul tău? A doua întrebare. Ai fost vreodată acuzat că ești prea sensibil, că iei lucrurile prea în, cum se spune în română, le iei, dragă, prea în personal? A treia caracteristică și întrebare. Te-ai simțit vreodată copleșit în locuri aglomerate? Ai senzația aia că te sufoși sau că scad pereții mall-ului în jurul pe tine? Și uneori nici măcar nu-ți place să mergi la cumpărături în supermarketuri mari și aglomerate sau în mall-uri mari și aglomerate. Și ultima întrebare este, ai observat că ai vise premonitorii sau pur și simplu uneori gura ta vorbește fără să gândească și lucrurile pe care le spune se validează, se adeveresc ulterior? Dacă răspunzi de la 3 din lucrurile pe care le-am enumerat în această prezentare a empaților: empatie, intuiție, sentimentul că îți pasă, că te racordezi la cei din jurul tău, sensibilitate, și apoi răspuns la măcar 2 din întrebările, din cele 4 întrebări. Dacă ai răspuns cu da, bineînțeles. Dacă ai simțit vreodată că preiei stresul celor din jur, dacă ai fost acuzat că ești mult prea sensibil sau sensibilă de către cei din jurul tău, dacă te simți copleșit în locuri aglomerate și dacă ești extrem de sensibil la nevoile celor din jur și te trezești uneori vorbind și previzionând lucrurile care urmează să se întâmple, felicitări! Această lună nouă din semnul peștilor, care se produce pe 20 februarie, îți va aduce foarte multe trăiri intuitive, îți va aduce foarte multe mesaje subliminale și recomand celor care bifează în acest test despre care tocmai am vorbit și celor care vă simțiți mult mai sensibili și vă simțiți mult mai racordați la fazele lunii, lună plină, lună nouă, ai momente când e lună plină sau lună nouă, când nu poți dormi, când îți crește pofta de mâncare, când simți că iei câteva kilograme în plus pentru că acumulezi și reții multe lichide în tine, când ai anumite stări, uneori te simți copleșit emoțional, atunci povestea lunii pline, pardon, lunii noi din 20 februarie îți va aduce foarte multe informații, dar reține că o lună nouă și o lună plină se manifestă o zi înaintea momentului apexului ei, în timpul, evident, și încă o zi după. Deci sunt 72 de ore în care luna nouă din Pești se va manifesta, va începe să-și manifeste vibe-ul pe 19 februarie, continuă pe 20, intens, 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 și pe 21 februarie se va diminua, dar tot vei mai avea niște reminiscențe din povestea asta. Și spuneam că este destul de controversată această lună nouă în Pești prin simplu fapt că ea este într-un semn atât de empatic, într-un semn al clarviziunii, într-un semn al premoniției, al conexării noastre la, și a conexiunii noastre la banca acasă, banca informațională din astral, dar în același timp, pe ora României, la ora locală, unde când se produce luna nouă în Pești, adică la ora 9 și 5 minute ora României, ascendentul cade pe berbec. Și asta înseamnă că traducem acest fenomen al lunii noi de această dată în felul următor. Da, este ok să te racordezi la toate informațiile. Da, aceste informații subtile care vor veni la fiecare semn zodiacal în parte, pe căi nebănuite, printr-o sincronicitate, printr-un vis, printr-o afirmație a unei persoane, prin a citi un mesaj pe un perete, pe un zid, te duci la toaletă într-un magazin și vezi un mesaj care, wow, ups, se potrivește pe viața ta. Deschizi o carte, apare un titlu pe ecranul televizorului și îți răspunde titlul respectiv la întrebările pe care le ai. Deci mesajele îți vin
pe căi nebănuite, neașteptate și neanticipate, dar în același timp cu aceste mesaje nu te culci frumos cu capul pe pernă și pretinzi că nu se întâmplă nimic, ci duci aceste mesaje la un alt nivel, adică îl și pui în practică. Ascendentul în berbec ne spune tuturor, celor care experimentăm această lună nouă în semnul peștilor, conștient sau inconștient, o experimentăm. Conștient înseamnă să știi data când se produce, inconștient e pur și simplu să simți că e ceva deosebit în ziua respectivă. Deci ne spune conștient sau inconștient celor care experimentăm acest eveniment de lună nouă în pești, acționează. Noi, universul, ghizii tăi spirituali, noi tot complexul ăsta al lumii subtile suntem alături de tine și îți dăm toate informațiile de care ai nevoie, dar fratele meu, pune păpânețul la treabă și fă ceva concret și real, pentru că al minterii aceste informații se vor disipa ca nisipul în vânt. Deci, dacă nu le folosești, atunci degeaba ai trecut prin aceasta, degeaba ai ascultat 15 minute până aici această filmare. În plus, ceea ce ne arată harta lunii noi în semnul peștilor, și aici voi închide această prezentare, voi închide pentru că pe horoscopul ultra detaliat al lunii februarie ați avut informații despre ce se întâmplă pentru zodia voastră, ascendent și luna natală în luna martie, și bineînțeles că și luna a fost inclusă în poveste. Acum pe 20 februarie primiți pentru luna martie tot ceea ce este abordat. Dar ideea este că această lună nouă în pești ne aduce tuturor un mesaj de speranță, un mare mesaj de speranță, deoarece în momentul producerii lunii noi în pești, pe ascendentul momentului se află așezat pars fortune, punctul norocului. Și știți ce înseamnă asta, punctul norocului în berbec? Asta înseamnă că tot ceea ce ni se transmite cu ocazia lunii noi din pești, de pe data de 20 februarie 2023, se poate materializa de la excelent în sus, pentru că vom fi cu toții susținuți de pars fortune, punctul norocului, cu o singură condiție: nu sta pasiv, nu adopta pasivitatea, ci acționează, transformă-te într-un berbec, indiferent de zodia din care faci parte, respectiv dacă nu ți se deschide o ușă, fă tu o ușă cu coarnele. Dacă ți se spune nu, demonstrează că poți să faci chiar și în cele mai vitrege condiții. Și mai ales pars fortune, punctul norocului, care se manifestă atât de intens cu ocazia acestei luni noi în pești, îți mai transmite informația că intențiile tale, visul tău, se materializează în următoarele 6 luni de zile. Pentru că o lună nouă deschide un drum, parcursul unei experiențe care ține 6 luni de zile. Așa încât avem susținere, avem mesaje, avem sprijinul astral, ai primit informații să vezi dacă ești tempat sau nu. Câți dintre astrologi îți dau așa informație? Cum să descoperi dacă ești un empath? Și coroborând aceste informații, du-te și acționează. Aplică legea berbecului. Berbecul e deschizătorul de drumuri. Peștele este empatul. Peștele este clarvăzătorul zodiacului. Peștele este, să spunem, imaginea lui Isus sau oricărui alt profet sau ființă de lumină evoluată, maestru spiritual întrupat. Deci, simbolul peștilor, zodia peștilor, reprezintă accesul nostru la informația cea mai înaltă, în timp ce ascendentul momentului lunii noi din 2023 ne spune acționează pentru că ți iese. Acționează pentru că ți iese. Și dacă nu ți iese azi, mâine sau poi mâine, ai răbdare, dar continuă și perseverează să acționezi, pentru că pe parcursul a 6 luni de zile vei vedea că se materializează dorința, intenția sau planul tău. Și în această notă optimistă și pozitivă, vă doresc să aveți parte de o lună nouă în pești fabuloasă și sunt foarte curioasă câți dintre voi, cei care ați ascultat această filmare,
Ați bifat la capitolul empați. Deci sunt foarte curioasă. Nu-i nevoie, deci dacă simți nevoia să împărtășești, eu mă bucur foarte mult. Dar dacă ai bifat, spune da, pentru că eu sunt curioasă câți dintre cei care ați urmărit această filmare v-ați regăsit în descrierea empaților. Vă îmbrățișez și, așa cum se spune în lumea ezoterică, blessed be, să fiți binecuvântați cu ocazia lunii noi din Pești.